Pe fondul scandalului izbucnit în Europa referitor la toxicitatea unor alimente care ajung în țările estice, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Ioan Munteanu, apreciază că există multe alimente din gama celor preparate din legume și fructe, precum bulionul sau pasta de tomate, care sunt preparate de firme din România cu materie primă adusă din afara spațiului european, din țări ca Mexic, Argentina, China sau Ucraina. Parlamentarii români doresc să opună acestei situații o legislație care să mărească taxele vamale la produsele importate din afara spațiului european. Pentru că deja e un întreg scandal în Uniunea Europeană, ați văzut Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria s-au unit țări la Visegrad și bine fac împotriva importurilor, tratamentului mai bine zis, a tratamentului diferențiat. Păi același produs în Austria se vinde la un preț și de o calitate superioară și are aceeași etichetă, dar e altă calitate care vine în Slovenia. Conform unui recent studiu publicat de Asociația Pro-Consumator referitor la calitatea produselor alimentare, s-a ajuns la concluzia că din 71 de sortimente de bulion, pastă de tomate, roșii, pastă, tomate decojite și roșii tăiate cuburi, comercializate în hipermarketurile din România, peste 78% ar trebui retrase de pe piață. Se cere organelor statului o mai atentă analiză a compoziției acestor produse, care prezintă un mare risc dacă sunt consumate constant pentru perioade îndelungate. Se cere Autorității Naționale de Protecție a Consumatorilor să desfășoare campanii de conștientizare a populației referitor la aceste produse.